Parcul elevilor din Giurgiu a fost din nou gazda meciurilor din campionatul de mini-fotbal al pompierilor. Aceștia s-au reunit pentru a treia zi din competiția care adună la oaltă echipajele ale ISU din tot județul. A fost o bună oportunitate pentru pompieri ca să mai uite de intervențiile riscante la care sunt supuși în fiecare zi. Astfel, aceștia au decis să folosească timpul liber ca să-și mărească moralul și spiritul de echipă. Este pur și simplu o competiție internă, cu miză de cât orgoliu fiecarei subunități de a fi cea mai bună în raport cu celălalt. Am făcut și noi o echipă la inspectorat de ofițeri mai în vârstă, ca să zic așa, tot din dorința de a participa la competiții. Cum a fost meciul de adineori în care ai jucat? Bine, am luat bătaie. Și urmează să luăm bătaie, dar nu ne face plăcere. Deci am venit să ne simțim bine, suntem pe principiul olimpismului, important să participe. 10 echipe formate din pompieri de la Roata de Jos, Bolintin, Deal, Greaca, Mihăilești, Colibaș, dar și din Giurgiu, se întrec zilnic în faza grupelor, iar mai apoi, de săptămâna viitoare, va urma faza finală, în care se vor desemna cei mai talentați fotbaliști din cadrul ISU Vlașca. Fair play-ul a fost la el acasă și nu contează cine câștigă. Important este ca lumea să se simtă bine. Pompierii se vor confrunta în fiecare zi până vinerea viitoare, când va avea loc ultimul meci din această competiție care va desemna echipa câștigătoare.